pizza dulce celor dragi mie. Este o rețetă simplă pe care și voi o puteți prepara, bineînțeles, împreună cu un adult. Fie că este mama, fie că este tata. Haideți să vă spun ce pregătesc pentru astăzi. Pentru astăzi m-am gândit să fac un salam de biscuiți. Pentru a face un salam de biscuiți, avem nevoie de următoarele ingrediente. 500 de grame de biscuiți mărunțiți, 150 de grame de unt, 2 linguri de cacao, 100 de grame zahăr tos, 50 de grame de stafide, 50 de grame de rahat, 50 de grame nucă de cocos și 200 de mililitri de lapte sau o cană de lapte. Și, bineînțeles, o esență de rom. Bun. Haideți să vedem care sunt pașii pe care trebuie să îi urmăm pentru a prepara un salam de biscuiți delicios. Sunt 200 de mililitri de lapte pe care o vom urma cu oameni. Ce se aude acolo? Cine e acolo? Ce surpriză! Vreau să vă fac o surpriză! Haideți! Tot timpul m-ați ajutat! Haideți cu mine! Am pus cei 200 de mililitri de lapte într-o grăticioară și acum voi adăuga untul. Trebuie să amestecăm ca untul să se topească. O să amestești tu, Victor? Am uitat să-i prezint. El este Victor și el este Alexandru. Mai cu forță, așa, mai cu putere, da? Dar să nu stopi masa, da? Bravo! Bun. Ce urmează? Zahăr. Trebuie să punem zahăr. Ei, discutam noi despre gram, 200 de grame, 150 de grame. Vă mai aduceți aminte ce este gram? Anul trecut, în clasa a doua, am discutat despre gram. Gramul este o unitate de măsură pentru masa corpurilor. Ei, acum ce mai trebuie să punem? Cacao. Să adăugăm și cacao. Da? Așa ușor. Amestec cacao. Mulțumesc! Pentru a cântări ingredientele, am folosit un cântar electronic. Dar mă gândeam acum, dacă am face salam de biscuiți pentru toți elevii din clasă, ce ziceți? Nu este o idee bună? Să nu ce avem nevoie de o cantitate mai mare. O cantitate mai mare de biscuiți, poate o cantitate dublă. Noi avem aici 500 de grame de biscuiți. Dacă am dubla cantitatea, am avea 1000 de grame de biscuiți. Ce înseamnă asta? 1000 de grame? Un kilogram. Un kilogram de biscuiți. Ei, dragii mei, cum ați învățat, kilogramul este unitatea principală de măsură pentru masa corpurilor. Un kilogram este egal cu 1000 de grame. Ai amestecat foarte, foarte bine. Hai să te mai ajut și eu. Da? Acum lăsăm câteva minuțele. Îi dăm și lui Alexandru să amestece. Trebuie să lăsăm câteva minuțele, da? Să se mai răcorească. Și avem nevoie de un kilogram de biscuiți. Dar dacă, să zicem, am face salam de biscuiți pentru toți elevii școlii. Sau... Da, pentru toți elevii. Să zicem că ar fi 800 de elevi. Câte kilograme de biscuiți ar trebui? Foarte multe. Ei, mare, da. Vom folosi, să zicem, 100 de kilograme. 100 de kilograme de biscuiți.
ce folosim? O unitate de măsură a masei care este mai mare decât kilogramul. Kilogramul are multipli. Multiplii kilogramului sunt unități de măsură mai mari decât kilogramul. Aceștia sunt quintalul, care este o unitate de măsură de 100 de ori mai mare decât kilogramul, adică un quintal egal cu 100 de kilograme. Și tona, care este de 1000 de ori mai mare decât kilogramul. Da, am avea nevoie de... nu o tonă, un quintal. 100 de kilograme de biscuiți. Și ar fi toți copiii din școală mulțumiți. Dar... eu știu. Să zicem că am pregătit să am de biscuiți pentru o furnică. Furnica este mică, mică, mică. Ce ar trebui? Ce unitate de măsură ar trebui să folosim? Ei, vă spun acum. Kilogramul are și submultipli. Hectogramul este unitatea de măsură de 10 ori mai mică decât kilogramul. Sau decagramul este unitatea de măsură de 100 de ori mai mică decât kilogramul. Gramul este unitatea de măsură de 1000 de ori mai mică decât kilogramul. Despre grame vorbim aici. Dar nu, aceștia sunt toți submultipli. Există submultipli ai kilogramului chiar mai mici decât gramul. Deci gramul este unitatea de măsură de 10 ori mai mică decât gramul. Centigramul este unitatea de măsură mai mică de 100 de ori decât gramul. Iar miligramul, până să preparăm salamul de biscuiți, am învățat care sunt multipli și submultipli. Kilogram. Aole, am uitat să punem stafidele. Stafidele ar fi trebuit să stea copii în laptele călduț, ca să se umple nițel. Punem și la hatul. Sper că va ieși un salam de biscuiți minunat. Și chiar dacă nu mai este o surpriză, să fie delicios. Dulce va fi cu siguranță. Am discutat despre unitățile de măsură pentru masa corpurilor. Și v-am prezentat un instrument de măsurare a masei corpurilor. La limba și literatura română vom discuta despre textul informativ. Mai precis, cum să realizăm un afiș.
afiș, unitățile de măsură pentru masa corpurilor. Masa unui corp reprezintă cantitatea de substanțe pe care o conține acesta. Unitatea principală pentru măsurarea masei corpurilor este kilogramul. Am realizat un tabel pentru multipli kilogramului și un tabel pentru submultipli kilogramului. Astfel, multipli kilogramului sunt quintalul, care se notează cu Q, tona, care se notează cu T, iar submultiplii, hectogramul, care se notează HG, decagramul, care se notează DAG, gramul, care se notează G, decigramul, care se notează DG, centigramul, care se notează KG și miligramul, care se notează MG. Haideți să vedem și ce relație există între kilogram și multiplii acestuia. Quintalul, notat cu Q, este unitatea de măsură a masei de 100 de ori mai mare decât kilogramul. Tona, notată cu T, este unitatea de măsură a masei de 1000 de ori mai mare decât kilogramul, adică o tonă egal 1000 de kilograme. Ce relație există între kilogram și submultiplii acestuia? Submultiplii kilogramului sunt unități de măsură mai mici decât kilogramul. Așa cum am discutat și în timp ce preparam salamul de biscuiți. Hectogramul este unitatea de măsură de 10 ori mai mică decât kilogramul. Un kilogram egal 10 hectograme. Decagramul este unitatea de măsură de 100 de ori mai mică decât kilogramul. Un kilogram egal 100 decagrame. Gramul este unitatea de măsură de 1000 de ori mai mică decât kilogramul. Un kilogram egal 1000 de grame. Deci, un kilogram egal 10 hectograme egal 100 decagrame egal 1000 de grame. Sunt multipli kilogramului mai mici decât gram. Deci, gramul este unitatea de măsură de 10 ori mai mică decât gramul. Centigramul este unitatea de măsură de 100 de ori mai mică decât gramul, iar miligramul este unitatea de măsură de 1000 de ori mai mică decât gramul. Așadar, un gram egal 10 decigrame egal 100 de centigrame egal 1000 de miligrame. Fiindcă tot am discutat despre cântarul electronic de bucătărie pe care vi l-am și prezentat, vreau să vă arăt și alte instrumente de măsură pentru masa corpului. La lor are masa diferitelor corpuri prin cântărie. Așadar, cântarul este instrumentul de măsură pentru masă. Balanța. Cântarul cu două talere. Cântarul cu greutăți. Cântarul de mână. Cântarul mecanic cu greutăți. Cântarul electronic utilizat în magazin. Cântarul platformă este un cântar utilizat în depozite. Am discutat despre unitățile de măsură. Am discutat despre multipli și submultipli kilogramului. Am văzut cu ce instrumente măsurăm masa corpurilor. Haideți să vedeți ce vă propun. Fiindcă mai devreme discutam despre ziua de 1 iunie și că am putea să facem o petrecere sau un târg al bucuriei. Bucurie că suntem sănătoși, bucurie că ne revedem. Poate că nu este 1 iunie anul acesta, poate că este 1 iunie anul următor, dar putem să ne bucurăm și în mediul online. Textul informativ are rolul de a transmite cititorului informații oferind explicații în legătură cu diverse obiecte sau evenimente.
Informațiile transmise într-un text informativ trebuie să fie clare pentru a fi înțelese exact de cititor sau receptor, mai spunem noi. Dacă dorim să anunțăm un eveniment prin intermediul unui afiș, este necesar să precizăm următoarele. Denumirea evenimentului, organizatorul sau organizatorii, fiindcă dacă organizați voi, cei mici, trebuie să fiți și ajutați. Scopul evenimentului, data și ora, precum și locul desfășurării evenimentului. Bineînțeles, și cui se adresează sau publicul țintă. Părinți, elevi, elevi doar din clasa a treia, elevi din clasele 1-4, elevi de gimnaziu, poate toți elevii din școală. Exemplu. Elevii clasei a treia din cadrul școlii gimnaziale din Muvara doresc să organizeze Târgul Bucuriei, că toți spuneam noi de Târgul Bucuriei. Au stabilit următoarele. Evenimentul se va desfășura în incinta școlii în data de 1 iunie 2020. Începând cu ora 10, are scop caritabil. Nu avem mai multe detalii. Iar publicul țintă elevii școlii, toți elevii școlii s-ar părea, și părinții acestor, bineînțeles, și profesorii. Haideți să realizăm un afiș. Eu sunt sigură că voi puteți să faceți mult mai multe decât am făcut eu. Puteți să creați un afiș extraordinar. Iată! Târgul Bucuriei este evenimentul pe care îl organizează. Când organizează evenimentul? În data de 1 iunie 2021. Aici am greșit. M-ați prins. 2020 trecuseră elevii de clasa a treia. Începând ora 10. Este un eveniment caritabil, da. Expoziții. Organizează expoziții. Organizează tombe. Iar publicul țintă, elevi, părinți și profesori. Bun. Bun. Fiindcă nu ne putem întâlni anul acesta la un târg al Bucuriei, cu ceilalți colegi ai noștri, fiindcă stăm cu toții în case pentru a ne proteja pe noi și pe cei apropiați nouă, m-am gândit să ne mutăm în mediul lunar. Cine organizează evenimentul? Evenimentul va fi organizat pe pagina de Facebook PEP Împreună. Asta este denumirea pe care mi-a acceptat-o Facebook. Dar ce înseamnă PEP? Înseamnă profesori, elevi, părinți împreună. Când? 1 iunie 2020. Ora 10. Atunci voi da startul la ora 10. Voi da startul Târgului Bucuriei. Pentru voi, toți copiii din învățământul primar. Va fi un concurs. Publicul țintă, elevi din clasele 1-4 și cei de pregătitoare, părinți și profesori. Dar am uitat ceva. Sunt sigură că ați remarcat. Ce aveți de pregătit? Cum puteți participa la concurs? Ei, pentru asta, voi posta pe pagina de Facebook PEP Împreună toate informațiile de care aveți nevoie. Ce trebuie să pregătiți? Ce trebuie să postați? Voi nu aveți decât să postați imaginea respectivă și să le spuneți prietenilor să vă voteze. Primii 3 concurenți, care vor fi stabiliți în funcție de numărul de like-uri primite, vor fi premiați. Asta rămâne de văzut cum. Vă aștept cu drag și vă doresc succes în învățarea de acasă. La revedere!